Salut! După cum bine știți, numele meu este Nicu și împreună cu echipa cazanecentrale.ro vă spunem bun venit la o nouă prezentare. Astăzi vom discuta despre sistemul AquaPur de filtrare, stocare și pompare a apei, prescurtat FSP, comercializat de cazanecentrale.ro. Înainte de toate, pentru a rămâne conectați la ultimele noutăți din lumea instalațiilor, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să apăsați clopoțelul pentru a nu rata nici una din următoarele teme pe care le vom aborda. Și acum, revenind la tema de astăzi, sistemul AquaPur de filtrare, stocare și pompare a apei, dezvoltat de Valrom, este destinat, așa cum reiese și din denumirea lui, stocării, filtrării și pompării apei la intrarea în locuință. AquaPur FSP este un sistem de tip point of entry, alcătuit dintr-un rezervor de stocare cu o structură triplu strat, protecție antimicrobiană pe bază de argint și două sisteme mecanice de filtrare. AquaPur folosește tehnologia cu ion de argint dezvoltată de Valrom pentru a împiedica dezvoltarea microflorei în rezervorul de stocare. Sistemul necesită operații minime de mentenanță și poate asigura o apă mai sigură și mai curată pentru perioade îndelungate, așa cum o să vedem în cele ce urmează. Dar înainte de toate, haideți să cunoaștem care sunt elementele componente ale acestui sistem. Primul element este un rezervor de stocare multistrat care este construit monobloc, fără îmbinări, pentru a asigura etanșeitatea și reduce riscul de scurgeri. Este realizat din trei straturi distincte. Primul este un strat exterior din polietilenă pentru o bună rezistență mecanică. Al doilea este un strat intermediar din polietilenă expandată și care are rol de a reduce formarea condensului pe suprafața rezervorului sau, altfel spus, are un rol de termoizolație. Ultimul strat, cel de-al treilea, este interior din polietilenă care înglobează compuși anorganici cu ion de argint pentru a bloca dezvoltarea microorganismelor. Rezervorul este disponibil în trei capacități și anume un rezervor de 300 de litri, un rezervor cu o capacitate de 500 de litri și un al treilea cu o capacitate de 700 de litri care nu este prezent în această prezentare pentru că nu aș mai fi încăput eu. Rezervoarele sunt prevăzute la bază cu o pregătire pentru atașarea unui robinet de golire. Al doilea element din componența sistemului este un plutitor mecanic care are rolul de a închide admisia de apă când s-a atins nivelul maxim în rezervor sau de deschidere a aceleiași admisii când nivelul acesteia a scăzut sub un anumit punct. Construcția specială cu două articulații a acesteia mărește forța de închidere odată cu creșterea presiunii de alimentare cu apă și micșorează timpul pentru închidere sau deschidere a circuitului de umplere. Se evită astfel perioadele de umplere lungi și zgomotul asociat acestui fenomen. Este preechipat cu sită de protecție pentru posibile incluziuni mecanice. Al treilea element din componența FSP-ului este electropompa submersibilă divertronomie. Aceasta are încorporat un dispozitiv electronic de comandă și control care menține automat presiunea în sistemul de servit, adică rețeaua interioară a gospodăriei. În momentul în care este deschis un consumator, cum ar fi un robinet, presiunea scade în rețeaua sanitară. Dispozitivul încorporat în divertronomie detectează această scădere și pornește automat pompa. Normal că reversul este că pompa se oprește automat când consumatorul este închis. Aceasta este robustă, are un zgomot scăzut de funcționare și este prevăzută din construcție cu supapă de sens și protecție la mers în gol, mersul uscat. Pentru a compensa pierderile de apă de tip picături care pot apărea la diversi consumatori, pe refularea pompei este montat un vas auxiliar, astfel pompa va porni numai și doar atunci când consumul este major. Vom aminti aici că pompa are un debit maxim de 5,4 m cub pe oră și o înălțime maximă de pompare de 36 de metri coloană de aer. Un alt element care face parte din componența echipamentului despre care discutăm astăzi este un cartuș filtrant din polipropilenă expandată de 5 microni montat pe intrarea în rezervor și care este un filtru mecanic cu cartuș de unică folosință ce filtrează posibilele particule aflate în suspensie în apă, de tipul nisipului, ruginei sau altor pulberi fine. Durata estimată de viața a filtrului este de circa 3 luni, depinzând de cantitatea și calitatea apei care trece prin el. Logic este că cu cât apa este mai murdară, cu atât filtrul se colmatează mai rapid și trebuie înlocuit mai repede. Ca recomandare, vă putem spune că filtrul trebuie înlocuit când acesta își schimbă culoarea. Tot din elementele de filtrare face parte și cartușul filtrant cu cărbune activ bloc, care este obținut din coajă de nucă de cocos. Acesta îmbunătățește gustul și mirosul apei, are și el capacitatea de a reține sedimente mai mari de 10 microni
și substanțe organice volatile. Cele două filtre sunt integrate în carcase care rezistă la o presiune de 6 bar și care prezintă racorduri de intrare și ieșire de un țol. Acestea pot fi desfăcute pentru o înlocuire ușoară a celor două filtre prezentate mai devreme. Un alt element component și care are și rol de siguranță a FSP-ului este sistemul de preaplin. Acesta este elementul care evacuează apa în cazul defectării plutitorului mecanic și care este format dintr-un tub de polipropilenă reticulară cu diametrul de 32 mm și o supapă de sens montată vertical. Poate fi montat pe oricare din părțile laterale ale rezervorului în funcție de poziția sifonului de pardoseală sau a sistemului de canalizare prezent. Trebuie avut în vedere, ca măsură de precauție, la momentul montajului de următorul aspect. Capătul liber al clapetei să se raporteze întotdeauna la canalizare sau la sifon prin intermediul unei conducte sau a unui furtun. Altfel, există risc de inundație. Ultimele elemente care fac parte din sistem sunt două racorduri flexibile din inox utilizate pentru conectarea alimentării cu apă la intrarea în rezervor și pentru ieșirea din rezervor către consumatori și oferă o libertate de montaj de 200 mm în orice direcție. Acestea mai au rolul de a prelua vibrațiile care pot apărea în sistem datorită creșterii sau scăderii presiunii apei. Acum că am terminat cu elementele componente standard ale sistemului, vom aminti două produse opționale care pot ajuta la montaj sau care se integrează perfect în sistemul de automatizare a sistemului AquaPur. Primul dintre acestea este un suport din inox pentru rezervoare, indiferent de capacitatea acestora, și care este o componentă utilizată pentru a evita montarea direct pe pardoseală. Este recomandat pentru spațiile în care se execută frecvent curățirea pardoselii. Pentru sistemele AquaPur 300 și 500, suportul are dimensiuni identice, iar pentru sistemul AquaPur 700, acesta este sinesătător datorită faptului că necesită dimensiuni mai mari. Așa cum am menționat, pe lângă suport, care este un element de montaj, vom aminti și sistemul de automatizare opțional, și anume un dispozitiv electronic de comandă care poartă numele de Brio 2000 MT și care este folosit pentru automatizarea operațiilor de pornire-oprire a unei pompe din puț în situația în care alimentarea rezervorului se face cu o astfel de soluție. În momentul în care este pornit un consumator, nivelul apei din rezervor scade. Simultan, plutitorul deschide alimentarea și presiunea scade. Dispozitivul de comandă se sesizează scăderea de presiune și pornește pompa din puț pentru alimentarea rezervorului. Acesta dispune de protecție la mersul în gol. Dacă nu există apă în puț, oprește automat pompa. Acum, după trecerea în revistă atât a elementelor componente, cât și a celor opționale, haideți să vedem împreună cum funcționează AquaPur. AquaPur îndeplinește 5 funcționalități. Prima e cea de rezervor tampon și, în funcție de capacitatea aleasă, AquaPur asigură un volum de apă util de circa 260 de litri pentru modelul AquaPur 300, 480 de litri pentru modelul AquaPur 500 sau 700 de litri pentru modelul AquaPur 750. Cantitatea stocată asigură consumul pentru perioadele în care furnizarea apei este oprită sau, în cazul asigurării apei menajere din puț, reduce numărul de porniri sau opriri ale pompei de alimentare. Dimensionarea se face ținând cont că, în medie, o persoană consumă zilnic circa 150 de litri de apă. Acest volum trebuie mărit dacă folosiți apa din rezervorul tampon și pentru alte activități din gospodărie, cum ar fi udarea grădinii. A doua funcționalitate ține cont de comanda sursei de alimentare. AquaPur poate fi racordat la o rețea de apă sau la un puț, așa cum am mai menționat. Pentru alimentarea la rețea, comanda de închidere sau deschidere a admisiei apei se face cu ajutorul plutitorului mecanic. Dacă nivelul apei scade sub nivelul minim, plutitorul deschide accesul apei în rezervor și închide când s-a ajuns la nivelul maxim permis în acesta. Dacă sursa de apă este dintr-un puț forat, pe partea de intrare se va adăuga un dispozitiv automat de comandă Brio 2000 MT, care este opțional. Controllerul automatizează comanda pompei din puț prin detectarea scăderii de presiune din rețea, plutitor deschis, nivel apă sub cel minim, etc. Pompa este pornită, nivelul apei crește până când plutitorul închide. Controllerul sesizează presiunea maximă din rețea și oprește pompa. Un al treilea rol este acela de furnizare a apei de consum în rețeaua internă. Așa cum am văzut din componența sistemului, AquaPur este echipat cu o pompă submersibilă de divertronomie
care asigură furnizarea apei în rețeaua de consum și menținerea automată a presiunii în aceasta. Rolul 4 este acela de filtrare mecanică și care, așa cum am văzut mai devreme, este îndeplinit de un filtru mecanic de 5 microni din polipropilenă expandată care reține particulele de nisip, rugină sau particulele aflate în suspensie în apă, iar pe ieșire îmbunătățește gustul și mirosul apei datorită filtrului cu cărbone activ. Al cincilea rol al întregului sistem este un rol de protecție, care este asigurat de capacitatea argintului de a inhiba dezvoltarea microorganismelor și care este cunoscut din antichitate, fiind folosit pentru asigurarea potabilității apei. Agentul activ este un amestec de compuși anorganici pe bază de argint înglobat în masa de material al rezervorului. În prezența apei, ionii de argint sunt eliberați lent și inhibă dezvoltarea microorganismelor, interferând cu mecanismele celulare responsabile de multiplicare. Tehnologia cu argint activ prezintă un dublu efect, inhibă dezvoltarea microorganismelor, așa cum am menționat, pe suprafața rezervorului și păstrează potabilitatea mediului depozitat, adică apei. Acțiunea se extinde asupra unei game foarte largi de microorganisme, peste 25 de clase de bacterii, alge, ciuperci, mucegaiuri, după cum menționează cei de la Valro. Studiile efectuate de institute de specialitate, printre care și Institutul Cantacuzino din București sau alte astfel de institute de renume din Germania sau Anglia, au demonstrat că în primele 24 de ore de la contact, apa pur asigură reducerea cu circa 99,5% a culturilor de Staphylococcus aureus, E. coli și Legionella. Etapele de interacțiune sunt următoarele. Stratul activ este expus mediului de emersie la interfața cu lichidul. Ionii de argint difuzează în mediul de emersie, adică în apă. Durata de timp în care se ajunge la concentrația de echilibru este de circa 24-48 de ore în funcție de cantitatea de lichid și de viteza de recirculare. Gradientul de concentrație crește și se stabilește echilibrul la un nivel de circa 2 sau 3 părți pe milion. Microorganismele sunt expuse contactului cu argintul. Ionii de argint interferează cu mecanismul de reproducere al microorganismelor, inhibând dezvoltarea acestora. Și, nu în ultimul rând, alți ioni de argint sunt eliberați pe măsură ce apa se consumă. În încheierea prezentării, menționăm că trebuie ținut cont de următoarele condiții de montaj și exploatare. În primul rând, aceste sisteme au fost proiectate să lucreze în rețele cu o presiune de maxim 6 bari, așa cum este cazul în cele mai multe sisteme de alimentare, fie din puț, forat, fie din sisteme centralizate. În rețelele de apă cu fluctuații de presiune, se va monta în mod obligatoriu, înaintea sistemului AquaPur, un reductor de presiune setat pe 4 bari. Înainte de orice intervenție, deconectați sistemul de la rețeaua electrică și asigurați-vă că instalația de alimentare cu apă nu este sub presiune. AquaPur nu a fost proiectat și nu este destinat tratării apei provenite din surse contaminate, cum ar fi cele provenite din puțuri nepotabile, canalizate sau ape uzate industriale. Sistemul poate fi deteriorat dacă este folosit la temperaturi scăzute sau ridicate. Nu depășiți limitele de utilizare, acestea fiind de plus 8 grade până la maxim plus 20 de grade Celsius, așa cum recomandă Valro. Utilizarea sistemului în condiții de temperatură ambientală de peste 20 de grade Celsius, precum și perioadele de neutilizare a instalației, favorizează dezvoltarea bacteriilor la nivelul filtrelor. În aceste condiții, este obligatorie schimbarea acestora. Nu utilizați sistemul AquaPur în instalații de încălzire. Așa cum am menționat, temperatura apei vehiculate nu trebuie să depășească 20 de grade. Pentru siguranța dumneavoastră și a familiei dumneavoastră, vă recomandăm să folosiți pe circuitul de alimentare electrică a rezervorului un dispozitiv de protecție diferențială la curent rezidual, conform instrucțiunilor de montaj. Toate lucrările vor fi executate numai de personal autorizat. Sistemul se montează exclusiv în spații tehnice, corespunzător luminate și aerisite, prevăzute obligatoriu cu sifon de pardoseală. Opțional, se pot monta și elemente de siguranță, cum ar fi senzori de inundație. Pentru a asigura operațiile de întreținere, se execută un circuit de bypass pe sistemul de alimentare. Pentru realizarea îmbinărilor mixte metal-plastic, nu utilizați cânepă, ci bandă de teflon pe care o găsiți în pachet. Pentru orice alte neclarități sau detalii, intrați pe linkul din descriere sau ne puteți contacta pe site-ul nostru www.cazanecentrale.ro. Eu am fost Nicu și până data viitoare vă spunem toate cele bune și vă mai așteptăm. Nu uitați să dați subscribe și să turtiți clopoțelul.